Hei, bună dimineața! I-am dat drumul spre mare, către o nouă destinație, litoralul românesc. Am plecat un pic mai devreme, fiindcă sper să prind răsăritul de soare. Haideți să vedem dacă avem noroc de un răsărit frumos astăzi. Hei, și am ajuns și am prins și răsăritul, așa cum vedeți. Arată super bine. Să sperăm că o să avem o zi frumoasă. Bine ați venit în Constanța! Astăzi o să începem aici, în Constanța. Hei, și a început să iasă soarele ca lumea. Sper că v-a plăcut așa cum mi-a plăcut și mie răsăritul de soare. Acum soarele este sus. Haideți să coborăm un pic aici la plajă. Să vă arăt de jos cum este acum că nu e nimeni și vedem mai încolo dacă rămânem aici sau dacă mergem în altă parte. Deci haideți cu mine. Mi-au rucsacul și coborăm aici la plajă, să vedem cât e un șezlong și cum arată aici, în Constanța, plaja asta. Haideți să vedem pe unde coborăm. Eu am parcat mașina apropo aici. E parcare fără plată. Știu asta de la niște prieteni mei de aici din Constanța. Ei m-au sfătuit să vin aici la plaja asta. Cred că este plaja Zoom sau Trei Papuci, dar o să ne convingi mai exact când coborâm, fiindcă sunt mai multe una lângă alta. Cum spuneam, am venit aici la recomandarea unui prieten de aici din Constanța și până acum îmi place. Asta e drumul. Aici în stânga, peste gardul ăsta, e un cartier de case private. Iar aici jos, cum vedeți, sunt 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaje. Haideți să vedem pe unde coborâm. Văd că și pe aici un drum, dar am văzut niște trepte. Și astea sunt casele de care vă spuneam. Arată foarte bine. Știu de la prietenul de chiar Constanța. Noi să luăm pe aici. Aici mai e o zonă unde la fel puteți parca. Dacă veniți aici. Arată foarte bine astăzi. Așa cum ați văzut la știri, zilele astea nu s-a prea notat. Au fost valuri mari, curenți și a fost interzis căldatul. Dar cred că de astăzi nu o să mai fie probleme. Văd că nu sunt valuri mari, cel puțin acum. Și sper să nu fie toată ziua, să fie frumos. Astea sunt scările de care vă spuneam. Și o să coborăm direct la plajă. Aici mai e o parcare, dar cred că este parcare rezidențială, da, așa este. Astea sunt scările. Am înțeles că se poate mânca aici, bine, dar o să ne convingem împreună. Așa arată aici, în partea asta, unde sunt blocurile. Iar astea de aici, cum spuneam, în spatele gardului ăsta, e un complex de case, vile.
Văd că sunt și aici jos mașini. Habar n-am dacă se poate ajunge sau pur și simplu au acces doar cei de aici de la aprovizionare și personalul. Bine făcut așa cu scările astea. Și eu zic că este o altă variantă. În loc de Mamaia, Năpădoare. Sunt curios cât e șezlongul aici. Zile trecute nici umbrelele nu se deschideau, era pericol din cauza vântului. Bătea de puternic încât era riscul ca umbrela să fie luată pe sus și aruncată cine știe peste cineva. Și am ajuns aici jos. Asta este paleza. Și cum vedeți, aici scrie mare, accesul pe plajă interzis tuturor autovehiculor, amendă 10.000 de lei. Bănuiesc că ei sunt băștinașii. Și asta este plaja Euxin. Haideți să vedem niște prețuri. Șezlong 30 de lei pe zi, baldachim 100 de lei. Eu zic că este foarte ok. Aici sunt și regulile de pe plajă. Camparea pe plajă este interzisă, ția ceafurilor în zona de șezlonguri, comerț ambulant, bine. Programul închiriere șezlonguri este de la ora 7 dimineața la 7 seara. Această unitate își rezervă dreptul de a selecta clienții. Foarte bine face. Haideți să mergem. Vedem mai de aproape, încă o dată de acolo, de sus am venit noi. Cred că astea sunt cele WC-uri. Și o să mergem aici în față. E de vreme, eu am ajuns de vreme, e 7 fără un sfert. Eu am prins să prind, am venit să prind răsăritul. Știți că eu sunt persoane care se trește dimineața, iar răsărit de soare mă încarcă mereu. Unde duc, în vacanță, în ocazia dimineața să mă. Vedeți că am plecat deja. Și aceasta este plaja Zumbre, numită Zum, de asta știam eu. Dar o să vă iau așa un pic. Să vă arăt mai de aproape. Plaja Zoom are review-uri bune. Cum vedeți, vântul nu bate. Sunt curios dacă și la Zoom același prețuri la șezlonguri la baldachii. Dar o să vedem și acolo, vă iau cu mine peste tot. Așa cum v-ați obișnuit, îmi place să arăt așa cum este. Astea sunt baldachinele. E rentabil dacă veniți mai mult sau cu familia, copiii. Asta vă gândiți, cred că sunt destul de mari. Sunt și aici în față. Da, lejer, 3 persoane cu un copil, eu zic că poate acomoda. Și așa arată apa. 100 testăm mai încolo, să intrăm în apă să vedem cum este apa, dacă mai este rece și bineînțeles dacă nu poate intra plin în apă, dacă nu sunt pietre. Dar asta un pic mai târziu, după ce vă arăt
și vă arăt drumul și eventual o să mergem și în partea cealaltă să vedem cum se numește și plaja de acolo. Încă o dată, baldachinele de aici, eu spun că sunt destul de mari, puteți sta lejer două persoane cu doi copii, trei adulți cu copii. Da, haideți să mergem să vedem și la alt drum cum arată acum, pentru că nu este lume și nu dar am început nimic. Aici suntem la zoom, deja vedeți altfel de șezlonguri, altfel de umbrele, acestea sunt de paie. Au și meniu aici, îl puteți scana și chema ospătarul, foarte frumos și elegant. George loves Zoom Beach Bar. Asta e Zoom-ul. La prima oră, acum când nu e nimeni. Aici la Zoom se mănâncă bine, am înțeles. O să vedem și noi mai târziu. Aici este zona în care puteți servi sau bea ceva. Și acolo we go kite spot. Vrei să faceți kite? Aici se poate. Cam așa arată aici. Foarte frumos. Arată într-un fel, până acum îmi place mult. Haideți să vă mai arătăm cu altă intrare aici. Feeder.ro, făcut cu stuf, foarte frumos aici. Și acolo sus am parcat noi mașina. Aici aveți și un magazinaș. Iar aici este plaja. Înspre Andoarea ei. Cam așa arată zona asta. O să mergem și în partea asta, să vă arăt un pic și aici. Peste tot scrie accesul auto interzis. Aici aveți un teren de mini fotbal pe plajă. Puteți juca fotbal fără nicio problemă. Iar aici este o altă plajă, o să mergem acum să vedem cum se numește. Pe jos este pietrișul ăsta cu nisip, scoici, habar n-am tăcite cum se numesc. Nu e chiar atât de fin, dar nu e nici atât de rău. Fără biciclete, fără scutere, accesul auto-interzis. Haideți să luăm pe aici, să vedem și plaja asta. Îmi place că sunt chestiile astea verzi, ca și afară, nu le mai distruge nimeni, arată așa mai natural. Aici văd terenuri de volei,
E și un teren de fotbal la intrare aici. Ăsta e digul, o să mergem și pe el. Deocamdată, haide să vă arăt și zona asta. Și apropo, eu din București dimineață am plecat la 3:30 ceva dimineața. Și acum ați văzut, am prins lăsă pe soare și am trebuit să plec mai departe. Am făcut undeva 2 ore și un sfert, 2 ore și 20 aici, fără să mă grăbesc, mergând legal. Hai să vă arăt aici. Aici ai și cabine să te schimbi, dușuri. Mi se pare super ok. Deci și în Constanța găsim de fapt plaje amenajate modern, cu dușuri, cu bestiare. Și din câte vedeți aici, nu sunt foarte, foarte departe de intrarea în apă. Adică nici de zona unde lăsați mașina, ținând cont că e gratuit dacă veniți dimineața și apucați loc de parcare. Și nici șezlongurile nu sunt departe, nici barul, beach barul nu e departe. Aveți aici un loc de joacă și pentru copii, cu topogan, leagăne. Și haide să vă arăt și aici, preț 30 de lei, program 8-7, de șezlongul, bănuiesc că e cu umbrelă. Deci ca și dincolo, același preț. Aici nu văd baldachine, dar și aici arată bine, arată curat, ok. Șezlongurile sunt din astea din plastic, cu mese din plastic, dar 30 de lei. Haideți să vedem și aici lângă apă. Cam astea sunt plajele astea de aici, din Constanța. Eu zic că merită să veniți măcar o dată și să testați pe vila noastră dacă e bine sau mai rău ca în alte stațiuni. De București și foarte aproape. Da, eu sunt mulțumit și impresionat. Eu am mai fost aici, am fost toată acum ceva la Neversea și mi-a plăcut și acolo. Dar nu am stat să mă uit în împrejurim, să descoper. Așa că astăzi, împreună cu voi, o să descoperim împreună plajele astea din Constanța. Aici este zona de prosoape, de cerceafuri. E și Savamar. Ca să avem cu cine să ne certăm. Glumesc, bineînțeles. Fac aluzie la ce s-a întâmplat zilele astea aici pe litoral. Părele sunt împărțite, bineînțeles. Da, încă o dată, cam asta e. Aici dimineața se alargă foarte frumos. Știți că eu promovez sportul în călătorile mele. De câte ori văd oameni care fac sport, mă bucur că nu sunt singurul nebun și că devenim o comunitate din ce în ce mai mare. Și de ce să nu, că ia de frumos și aerul ăsta îți face bine la plămâni,
pot zice că au terminat o zi perfect. Asta este următoarea zonă de șezlonguri. Nu știu dacă să o numesc plajă, o să zic zona de șezlonguri, dar acum încolo că e mai bine așa. Lumea strânge, vedeți, face curat. Cum se numește zona asta? Nu vă supărați. Zona asta de șezlonguri, cum se numește? Trei papuci. Trei papuci. Asta e trei papuci. Da, toată plajă. Deci toată plajă e trei papuci. Da. Mulțumesc mult. Deci așa cum ați auzit, toată plaja asta se numește Trei Papuci. Așa că puteți să o căutați pe Google, vreau să dați greș. Deci de unde am venit noi de acolo și până în partea asta, indiferent de zona în care și-au așezat cei de la Zoom sau ceilalți de lângă, plaja se numește Trei Papuci. Din Constanța, odată. Haideți să luăm înapoi. Cam asta e aici, în zona asta. O să vedem poate mai târziu. Dar haideți să mergem și în cealaltă parte. Să mergem acum pe lângă mal. Și să vedem și după digul ăsta cum arată. Aici, în zona asta, aproape de intrarea în apă, nisipul e fin, e chiar nisipul ăsta, mai sunt zone, bineînțeles, și cu pietriș și scoici, dar în mare parte, după cum vedeți, e nisip. O să intrăm și în apă, dar vreau să mergem acolo, la digul ăsta, vedem și acolo. De fapt, haide să intrăm un pic acum în apă. Eu am croc și apa nu e rece, e tot mai bună, ca să zic așa. Dar o să mergem, cum spuneam, întâi acolo și după aia o să intrăm și în apă. Odată vreau să vă arăt nisipul fiind aici. E super ok. Măcar aici, în zona asta, înainte de intrare în apă, s-a păstrat nisipul ăsta fiind. Așa sunt urmele mele. Ne îndreptăm spre dig. Și am ajuns aici, în zona digului, la Zoom. Aici poți să faci și mișcare. Foarte tare. Dacă vreți să faceți mișcare, aveți aici inele. Aveți de toate. Super mișto. Încă o dată, dacă vreți să faceți mișcare, aveți aici la Zoom să vedem digul și salvamarii. Au început să vină. Da, plăcut, impresionat. Cel puțin acum la ora asta, nu e nici multă lume și prefer așa, să nu deranjez, să vă arăt mai în detaliu plaja și zonele unde puteți veni să stați la plaje în funcție de preferințe. Haideți aici. Aveți aici o atenționare.
pericol de accidente. Ce să nu faceți? Să nu săriți în apă, să notați în zona asta apropiată. Așa că dacă veniți să aveți grijă, nu vă aruncați în apă aici, nu lați la gărdin, că probabil o să vă aruncați în stângile astea. Și nu vreți să încheiați o zi aici la plajă. Aici, dacă sunteți pescari și chiar dacă nu vreți să vă pierdeți vremea, puteți să mergeți la pește. Cam așa se vede. Încă o dată, suntem în Constanța. Haideți să ne continuăm cu aventura. Și am ajuns la capul digului. Aici e zona în care ne sfătuiesc să nu mergem. Și am să merg doar un pic aici la intrare, să vă arăt cum arată. Cam așa e. Întoarcem pe plajă, să luăm un șezlong și să stăm un pic la plajă. Aici e zona unde vă puteți pune prosoapele, chiar în golfulețul ăsta aici, lângă dig, lângă mare. Fără probleme puteți veni cu cerceafă, cu prosopul, să stați aici. În prima linie. După că a început să se anime, ușor, ușor, au venit salvamarii. Era normal că programul e de la 7 sau de la 8, așa cum ați văzut. Încă o dată ce-mi place verdeața asta aici, lângă nisip. Haideți să mergem să luăm un șezlong și să stăm un pic la plajă. Cred că am să stau aici la zoom. Dacă mi se face foame, eu o să mănânc aici. Hai, când o să deschidem. Încă o dată aici la zoom, arată foarte bine. E și umbră, cum vedeți. Destul de spațios. Și ne întoarcem la mașină, din nou pe aceleași trepte. Adevărul că la întoarcere e mai greuț pe treptele astea, dar nu e imposibil. Nu am văzut aici o altă zonă unde puteți parca mai aproape, chiar și cu bani. Acolo ați văzut jos, spunea că e interzis. Așa că, prin urmare, ăsta e singurul impediment. Veniți, trebuie să vă las cu voi totul, să nu faceți multe drumuri către mașină. Și atunci zic eu că două drumuri, unul dus, unul întors, nu s-ar putea multe. Încă o dată de aici de sus, scările pe care cu toții le parcurgem. Dar, cum spuneam, dacă vă luați cu voi tot ce se poate căra jos și de care aveți nevoie, nu cred că e un mare impediment. Ok, pentru copii e posibil, dar altfel, pentru noi adulții, puțină mișcare nu strică. Frumos view de aici, exact ca la Neversea. Încă o dată, plaja Zoom. Iar zona se numește Trei Papuci. Toată zona asta, vedeți, de mare, Trei Papuci.